Cafeaua nației te cheamă la revoluție. Tu ce bei? Cafea sau zeamă de cenușă? Tu, cineva a păcălit-o rău de tot pe doamna Firea și o să o încurce pentru asta. I-a dat niște moaște care nu erau bune. Păi chiar în ziua în care a venit cu ele la primărie, Găbița a pățit cea mai mare rușine a mandatului. A fost huiduită de un stadion întreg în timp ce îi mâna Simonei cheia orașului. Bine ai venit acasă, Simona Halep! Bine ai venit în România, bine ai venit la București! Ne bucurăm că ai venit în țara noastră! Wow! Bine ai venit în țara noastră? Vă refereați la țara dumneavoastră și a lui Pandele, nu? Doamna Firea, deși cotizați și aici la TVR din bugetul Bucureștiului, așa cum v-ați cumpărat liniștea din banii oamenilor și la alte televiziuni, noi ne permitem să vorbim ce vrem la această emisiune. Mai bine nu veneați la festivitate, zău! Puteți și dumneavoastră să lăsați cheia orașului sub preș, că o găsea Simona, sau îi deschidea altcineva orașul, ca să nu mai aibă nevoie de cheie. Oricum, vedeți ce faceți cu moaștele alea, că poate de acolo vi se trage tot ghinionul. E clar că n-au fost bune. Ar trebui să mergeți cu ele la protecția consumatorului, să depuneți o reclamație, doamnă. Pun pariu că nici măcar nu respectă normele europene cu privire la calitatea moaștelor. E ciudat totuși că doamna Firea n-a vorbit cu oamenii care o hoiduiau, ca să-i întrebe care-i problema. La mitingul de sâmbătă ne-a arătat că știe să se adreseze unei mulțimi. Ați venit de bunăvoie la București? Ați venit cu drag la București? Ați venit cu japca la București? Nu! V-a plătit cineva? V-a obligat cineva? V-a amenințat cineva? E poftim! Trebuia să facă la fel și cu oamenii din tribunele Arenei Naționale. Trebuia să-i întrebe când au huiduit-o. Oameni buni, ați venit de bunăvoie? Ați fost amenințați? Ați fost aduși cu japca la meeting? Și oamenii ar fi răspuns că da, au fost aduși cu japca tocmai aici în Pantelimon, pentru că ei ar fi vrut să se întâlnească cu Simona undeva într-o piață din centrul orașului, într-un loc ușor accesibil, lângă o gură de metrou. Ah, dar e atât de lungă lista de motive pentru care oamenii au huiduit-o pe Găbița, nici nu știu de unde să încep. În primul rând, cam asta ți se întâmplă ca politician atunci când trăiești într-o realitate paralelă pe care ți-o construiesc slugile și lingăi. Vă dați seama, pentru doamna Firea a fost prea mult întrebarea pe care a primit-o de la reporterul TVR despre banii dați pe monumente și statui. Cum să mai aibă un contact cu realitatea când nici măcar întrebările presei nu mai ajung la dânsa? Doamna primar, acum răspundeți-ne, vă rugăm, la întrebarea aceasta cu statuile. Vreți să ridicați niște statui, alocați peste 5 milioane de lei pentru Luther King, pentru Calvin. Cum i-ați ales, având în vedere că avem atâtea domenii subfinanțate? Mă bucur că televiziunea publică este interesată de acest subiect. Mă bucur de asemenea că politica editorială a televiziunii publice merge în ideea în care ne aflăm într-o mare investiție în sănătate și noastră mă întrebați despre statui. Apreciez și profesionalismul dumneavoastră jurnalistic, câtă vreme eu am foarte multe declarații publice. Apoi a fost de vină și toată impostura pe care românii au văzut-o sâmbătă la mitingul PSD. Oameni, veniți mai cu forța, mai din obligație, din toate colțurile țării, ținuți o zi întreagă pe drumuri și în căldură ca să aplaude la comandă niște lideri de partid care au probleme cu legea. Lucrurile astea se văd în ciuda mascaradei de moment. Se văd și sunt al dracului de enervante, de antipatice. Tuturor le cer curajul să fie parte a schimbării și a reconcilierii în această țară. Normal că n-o să obții reconciliere dacă încerci să minți o țară întreagă că protestul de sâmbătă a fost mai mult decât o simplă mascaradă și că oamenii ăia au venit acolo din convingere, nu din obligație. Pentru reconciliere, fraților, e nevoie în primul rând să fii onest.
Apropo de onestitate, foarte frumos înțeleg unii jurnaliști realitatea, dar huiduielile de pe Arena Națională nu și-au găsit loc în știrile celor mai profesioniști dintre noi. Așa se face presă, tati, asta e presa adevărată. Nu contează ce se întâmplă, ci ceea ce le spui tu oamenilor în funcție de interesele corporației care te plătește. Interesul public? Ha! Ce e ăla, mă? Noroc că din ce în ce mai puțini oameni se mai informează dintr-o singură sursă. Dar să revenim la Găbița. După ce a plecat de pe stadion în huiduieli, a postat pe Facebook un mesaj, aș zice, plin de venin, dar de fapt e vorba mai mult de ridicol. Mesajul începe așa. Nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită. Unde am mai auzit? Nu vi se pare cunoscută asta? Știu, e o veche vorbă din popor, dar între timp a devenit o vorbă nouă printre penali. O mai spunea și doamna Udrea în 2011, atunci când a fost huiduită la Galabute. Nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită. Doamna firea, bateți în lemn, doamnă. Mai bine să vă fie învățătură de minte acest incident și pe viitor să nu vă mai lipiți populist de succesul unor sportivi, de succesul unor artiști, cum ați încercat și anul trecut cu Angela Gheorghiu. N-am vrea să faceți pușcărie, doamne ferește, într-un eventual dosar Gala Halep. Ai, asta, stați puțin, că mi-am amintit alta. Dacă urările de bine încasate de Udrea nu v-au inspirat, doamna firea, puteți învăța câte ceva de la Ponta, altul care a târnat pe lângă Halep. Nu pot să cred că ați uitat atât de repede. Ați uitat cum îi trimitea el felicitări non-stop, a? Cum o ardea sportiv pe Facebook prin campania pentru prezidențiale, cum se folosea fără rușine de imaginea ei, cum își luase abonament la Roland Garros. Poate prinde un cadru cu Simo? Ca așa înțeles. Ați uitat cum l-a fluierat lumea la arenele BNR în 2014, la festivitatea de premiere a Simonei, care tocmai luase titlul de la București? Hai, fraților, tot eu să vă amintesc, vara lui 2014, Victor era premier și se pregătea să ia bătaie în finala de la Cotroceni. Fiți atenți aici că s-ar putea să fie aceleași fluierături de aseară de la fire. Mi-am permis să apelez chiar la primul ministru care și-a dat acordul imediat, căruia vreau să-i mulțumesc. Nu este nimic politic, îmi pare rău. Și sigur, mai departe, vreau să mulțumesc în mod deosebit. Îmi pare rău că faceți acest eco, dar nu se putea organiza. Nu era șeful eco, așa auzeai tu eco? E, atunci nu se putea, domne, nu se putea fără Ponta. Era perioada aia în care doar Ponta făcea absolut orice pe aici. Datorită lui funcționa reverul Simonei. El dădea lungul de linie, el centra, el dădea cu capul, tot. În fine, să trecem mai departe cu mesajul Găbiței adresat aseară propagandiștilor. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a scris pe pagina sa de Facebook că aparatul soroșist de propagandă a demarat acțiunea de compromitere a evenimentului încă de la primele ore, cu tot felul de știri false și comentarii răutăcioase. Da, făi, doamne, s-o țin așa până la alegeri, să fie atât de proști până la alegeri. Uite, de-aia eșuează lamentabil mulți politicieni. Sunt prea vanitoși. Nu le vine să creadă că uneori oamenii pur și simplu nu-i plac. Mereu trebuie să fie altceva la mijloc. Soros, propaganda, agitatorii. Vă dați seama cât de ireproșabilă se consideră doamna Firea? Dacă nu poate concepe că niște huiduieli la adresa ei sunt sincere? Oamenii v-au huiduit din inimă, doamnă! Și împreună cu ei au făcut-o mulți alții din fața televizoarelor. Echipe de cetățeni cu venin au venit bine organizate, plasate strategic printre oameni decenți care au venit la un eveniment memorabil pentru Simona Halep. Vai, ce dileală! Gata, dacă ați luat-o pe această pantă, nimic nu vă mai poate salva, doamnă. Atunci când ai numai lingăi în jur, e imposibil să nu te smintească politica, puterea. Între timp, doamna Firea a șters cu totul contul de Facebook, că prea se adunau comentariile negative la adresa ei. Astăzi i-a dat iar drumul, dar nu cred că o să-l țină prea mult în picioare, că au tăbărât din nou propagandiștii aia nenorociți. Auziți, doamnă, mai bine vă faceți dumneavoastră propria rețea de socializare, doar cu oamenii din primărie. Ar fi super! Cafeaua Nației,
pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației.